Bună seara tuturor și bine ați venit! Subiectul din această seară are ca titlul Cum mă îmbrac sănătos. Aș vrea să vă vorbesc în seara aceasta despre subiectul îmbrăcămintei. Însă, înainte de a vorbi despre aceasta, vom asculta o cântare care se intitulează Eu nu sunt mai mult. Audiție plăcută tuturor! Am revenit, ne bucurăm că suntem împreună în seara aceasta, și vă doresc o seară binecuvântată să vă faceți comozi și să urmăriți acest material pe care l-am pregătit. Pentru că este un, un subiect foarte important, mai ales că suntem în sezonul rece, iar probabil suntem mai preocupați de îmbrăcăminte. Cu ce să ne îmbrăcăm, cât de mult să ne îmbrăcăm, și așa mai departe. Sunt sigur că fiecare dintre noi ne-am gândit și ne gândim la subiectul acesta al îmbrăcămintei, dar poate unii mai mult, alții mai puțin, însă nu știu dacă ne-am gândit din perspectiva unui stil de viață sănătos. Poate ne-am gândit să fim în Ritm cu moda, sau ne-am gândit să ne vină bine, să placă celorlalți care ne văd, și așa mai departe. Însă, subiectul din seara aceasta l-am pregătit din perspectiva unui stil de viață sănătos. Când spunem stil de viață sănătos, nu ne gândim doar la alimentație, ci și la alte aspecte ce Aparțin vieții noastre de zi cu zi, iar unul dintre aspectele importante este acesta cu ce mă îmbrac. Ei bine, vom stabili în seara aceasta ce înseamnă, cum ar trebui să ne îmbrăcăm pentru ca să fie o îmbrăcăminte sănătoasă. Ei bine, câteva rânduri din cartea Educația spune așa. Un șir aproape interminabil de boli rezultă din moduri nesănătoase de îmbrăcare, și asupra acestui punct ar trebui făcută o informare atentă. Acesta este scopul prezentării din seara aceasta: să primiți informații. Informații de calitate, și atunci când mergeți la magazin sau să vă cumpărați un articol de îmbrăcăminte, sau când mergeți la șifoner, să vă gândiți la informațiile pe care le-ați ascultat, le-ați văzut pe slide-uri în seara aceasta. Pentru că ați văzut, este foarte important cum ne îmbrăcăm, cu ce ne îmbrăcăm. Pentru că de asta depinde chiar apariția unui șir, spunea fragmentul nostru, unui șir aproape interminabil de boli, care ar putea fi evitate dacă ne-am îmbrăca într-un mod sănătos. Ei bine, primul mod în care noi putem să ne îmbrăcăm nesănătos este atunci când ne îmbrăcăm neadecvat cu lucrul fizic pe care îl desfășurăm fiecare. Îmbrăcămintea ar trebui potrivită cu ceea ce facem din punct de vedere fizic și bineînțeles și intelectual, dar asta presupune și o activitate fizică. Atunci când muncim intelectual, suntem bineînțeles sedentari sau mai mult sedentari, iar atunci când lucrăm cu mușchii, activitatea noastră fizică crește. Ei bine, îmbrăcămintea trebuie să fie adecvată cu lucrul fizic. După cum vedeți, în seara aceasta sunt îmbrăcat cu o cămașă, cu o cravată, cu pantalon de costum. Și dacă ar fi să merg la, de exemplu, să dau cu sapa sau să... Fac alte activități, să mă urc pe o schelă sau într-un copac, să coleg ceva fructe, nu este tocmai o îmbrăcăminte adecvată pentru aceasta. În primul rând, îmi împiedică anumite mișcări, nu pot să le fac cum trebuie, și apoi stau și cu stres că mă murdăresc pe cămașă. Că cămașa este albă, pantalonii sunt de calitate, să nu-i agăți, să nu-i zgârii, și atunci. În felul acesta, îmi produce un stres la nivelul creierului, și aceasta are repercusiuni asupra întregului organism. Cartea Educația, capitolul Studiul Fiziologiei, spune că îmbrăcămintea ar trebui să fie în așa fel aranjată încât să se poată respira în voie și brațele să poată fi ridicate fără dificultate deasupra capului. Este un. Un test destul de bun ca atunci când ne îmbrăcăm să vedem dacă cumva îmbrăcămintea nu ne limitează mișcările. Dacă putem să ridicăm brațele deasupra capului, fără uh, dificultate, dacă putem să ne mișcăm în voie, fără să ne țină, să ne incomodeze în vreun fel, atunci îmbrăcămintea noastră este potrivită cu lucrul fizic pe care îl desfășurăm. Așadar, acesta este primul aspect atunci când ne gândim cu ce să ne îmbrăcăm. După aceea, următorul aspect la care ar trebui să fim atenți este ca îmbrăcămintea să fie adecvată cu temperatura. Ce înseamnă lucrul acesta? O îmbrăcăminte neadecvată cu temperatura. Ambientală, fie că suntem la interior, fie că suntem la exterior, ne va face să ne simțim rău. Dacă acum, în sezonul rece, ieșim afară din, din casă și suntem îmbrăcați subțire, bineînțeles că ne va fi frig, iar lucrul acesta va avea repercursiuni asupra sănătății noastre. Uitați ce ne mai spune cartea, câteva gânduri din cartea Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, capitolul 41. Zice: Aflându-se mai distanțate de organele vitale, brațele și picioarele ar trebui să fie în mod deosebit păzite de frig, printr-o îmbrăcare mai substanțială. Este imposibil să fii sănătos atunci când, de regulă, extremitățile sunt reci. Sănătatea perfectă reclamă o circulație perfectă. Așadar, atunci când ieșim afară și temperatura este mai rece, trebuie să avem grijă la extremități. Să avem niște mânuși în mâini, să avem o încălțăminte bună, să avem ciorapi mai groși și în felul acesta să extremitățile să fie bine încălzite, să nu sufere de frig. Pentru că vedeți că dacă nu avem grijă la acest aspect, este imposibil să fii sănătos dacă extremitățile sunt reci. De altfel, un alt sfat spune așa, dacă se îmbracă așa cum trebuie în răcoarea dimineții și a serii, și sunt atenți să varieze îmbrăcămintea în funcție de schimbarea vremii, atunci uh, organismul nostru uh, nu va avea de suferit. Trebuie să fim atenți la fluctuațiile de temperatură și să ne uh, îmbrăcăm adecvat cu temperatura. Dacă este mai cald, atunci să ne luăm o îmbrăcăminte mai subțire pentru ca. Organismul să, să nu se supraîncălzească. Dacă este mai rece, atunci trebuie să ne îmbrăcăm ceva mai gros pentru ca organismul să nu-i fie frig. Ei bine, un al treilea aspect la care trebuie să fim atenți atunci când ne alegem îmbrăcămintea este cât de largă sau strâmtă. Dacă îmbrăcămintea este strâmtă, Așa numita îmbrăcăminte slim, slim fit, atunci acest lucru va avea repercursiune asupra sănătății noastre. Există o serie de articole de îmbrăcăminte care, în mod special, sunt alese mai strâmte, cum ar fi corsete, da? prin anii 1900 a fost la modă și încă se mai poartă. Blugi strâmți, sutiene strâmte, ciorap strâmți și așa mai departe. Fiecare poate că alege să se îmbrace cu o îmbrăcăminte mai strâmtă din diferite motive. Se gândește că îi stă mai bine, cei care sunt mai grăsuți poate că ar dori să pară ceva mai slăbuți. Din nefericire, dacă acum, eu știu, 10-20 de ani în urmă, problema era doar la Doamne, că ele uh, se îmbrăcau cu articole de îmbrăcăminte mai strâmte, fie ca să le stea mai bine, să iasă în evidență sau mai știu eu ce alte motive, acum și bărbații au adoptat această modă a îmbrăcămintei, îmbrăcămintei slim fit. O să vedeți imediat în imagine, pentru că au apărut tot felul de articole de îmbrăcăminte, chiar și la bărbați, fie că vorbim despre blugi sau alte tipuri de pantaloni, fie că vorbim despre cămăși, slim fit sau chiar și de costume. Vedeți în imagine cam cum arată un costum slim fit, după aceea este regular fit, și uh, comfort fit, da? Avem uh, în, uh, în imagine costumul clasic, ce se purta odată pe vremuri, și apoi avem și costumul slim, ce este tot mai mult adoptat de către uh, cel puțin oamenii tineri, da? Tineretul uh, le place, poate că stă mai bine sau. Și din diferite motive a apărut această modă a, a costumelor slim fit, însă nu este o modă sănătoasă. Pentru că poate să fie și o modă sănătoasă și nu este nicio problemă cu ea, dar aceasta nu este o modă sănătoasă. Și am să vă explic și de ce. S-a dat chiar un nume la uh, o afecțiune, sau nu știu cum să o numesc, se numește sindromul pantalonilor mulați. Pentru prima dată acest, acest diagnostic a fost introdus în 1993 de către doctor Octavio Besa. Pacienții prezentau de obicei arsuri la stomac sau distensie abdominală. Cum a pus diagnosticul medicul? Cum a pus diagnosticul? Diagnosticul și astăzi poate să fie foarte ușor pus, poate fi foarte ușor dat prin compararea circunferinței cu pantalonului cu cea abdomenului. De obicei există o discrepanță de 7,5 cm sau chiar mai mult între cele două. Adică pantalonii sunt mai strâmți la nivelul taliei cu 7,5 cm. Um, nu știu exact motivul pentru care bărbații, mai poate nu să nu mai iasă în evidență burta sau știu eu, femeile, probabil acesta ar fi ar fi cauza de uh, își cumpără uh, pantaloni cu o talie mai strânsă decât este circumferința abdomenului. Însă, uh, când vorbim de. Uh, acest sindrom al pantalonilor mulați, ne gândim atât la articolul acesta de pantaloni, dar mai există și alte aspecte. De exemplu, dacă cineva poartă haine prea strâmte, riscă să se aleagă cu o hernie. Iar gulerele, la cămașe, dacă sunt prea strânse, cresc riscul de boli oculare grave, deci de boli ale ochilor. Presiunea pe vena jugulară la nivelul gâtului duce la creșterea presiunii interne la nivelul ochilor și prin urmare apare glaucomul. În plus, limitarea fluxului sanguin la creier prin arterele carotide provoacă dureri de cap, vedere încețoșată și amețeli. Așadar, Bărbații în mod deosebit trebuie să fie atenți aici, atunci când își cumpără o cămașă, să nu fie prea strânsă la gât și de asemenea să aibă, să aibă grijă la cravată. Cravata, dacă este prea strâmtă, atunci pune presiune pe vena jugulară și poate să apară dureri de cap, vedere încețoșată și amețeli. Haideți să trecem în revistă câteva consecințe ale purtării îmbrăcămintei strâmte. Prima pe care vă aduc în atenție, meralgia parestezică sau amorțeală sau durere în partea exterioară a coapsei. De asemenea, reflux gastric, dureri pelvine, dureri de spate, Infecții urinare și genitale la femei, infertilitate, infecții urinare, torsiune testiculară, dureri abdominale la bărbați, alte tipuri de infecții, prurit, tromboză, afecțiune ale ochilor, migrenă da? sau dureri de cap și amețeli. Iată o, o întreagă serie de boli ce pot fi determinată de o îmbrăcăminte prea strâmtă, de o îmbrăcăminte strâmtă. Atunci când ne încorsetăm organismul, nu mai putem să respirăm cum trebuie. Când avem articole prea strâmte, da, la nivelul toracelui, atunci respirația este în primul rând Împiedicată, nu se mai desfășoară așa, așa cum ar trebui să se desfășoare. De asemenea, atunci când avem articole de îmbrăcăminte prea strâmte la nivelul abdomenului, apare refluxul gastric, pentru că se pune prea mare presiune pe stomac, iar alimentele ce le-am introdus în stomac, datorită presiunii exercitate asupra stomacului exterioare trec din stomac în esofag și apare această boală numită reflux gastroesofagian. Și de asemenea, tot felul de infecții urinare, genitale, infertilitate, durere abdominale la bărbați datorită articolelor de îmbrăcăminte, pantalonilor prea sfânt, sau cămășilor și așa mai departe, prea strâmte. Accentuez acest aspect pentru ca să fim atenți să nu ne alegem și să nu ne îmbrăcăm cu o îmbrăcăminte prea strâmtă. Tot Cartea Divina Vindecare, în capitolul Igiena Generală, spune La fiecare bătaie a inimii, sângele ar trebui să-și croiască drum repede și cu ușurință în toate părțile corpului. Circulația sa nu ar trebui să fie stânjenită printr-o îmbrăcăminte strâmtă sau cingători. Orice îngreunează circulația împinge sângele înapoi în organele vitale, producând congestii. Ca urmare, adesea apar dureri de cap, tuse, palpitații ale inimii sau indigestie. Observați exact afecțiunile despre care aminteam mai devreme, sunt enumerate și aici și aici ne descrie și un alt mecanism prin care sunt determinate bolile, da? Nu doar prin împiedicarea respirației, ci și prin împiedicarea circula bunei circulații a sângelui prin artere și vene. Și în felul acesta, sângele nu mai circulă cum trebuie prin organism și apar congestii, tromboze chiar, da, cheaguri de sânge datorită stagnării la un anumit nivel a sângelui, în special în picioare. Acum, un alt aspect la care ar trebui să fim atenți, pe lângă cele enumerate până acum, și anume neadecvată cu uh, temperatura, uh, neadecvată cu activitatea fizică, uh, prea strâmtă. Acum vreau să vă vorbesc despre uh, materialul din care este. Croită din care este făcută îmbrăcămintea. Dacă îmbrăcămintea este făcută din material sintetic, nu este o îmbrăcăminte sănătoasă. Materialele sintetice poluează mai mult mediul, nu lasă pielea să respire, da? miros mult mai urât după ce sunt purtate. Aduc, aduce niște sau determină niște iritații ale pielii și în special aici trebuie să fie atenți copiii bătrânii, persoane cu dermatită, cu afecțiuni ale pielii, cu exme, cu psoriasis și bolnavii de cancer. Când vorbim despre. despre Articole de îmbrăcăminte din material sintetic, ne gândim la acril, o, fib o fibră asemănătoare lânii, dar care nu permite pielii să respire, și conține o serie de substanțe care cresc riscul de cancer. Mă gândesc la viscoză, care este cunoscută ca și mătase artificială de asemenea la nylon care este produs din petrol și trece prin tratamente cu formaldehidă care iarăși este o substanță cancerigenă. Mai există și triacetat care seamănă la textură cu măta naturală și este produs prin procesare chimică a celulozei prin expunerea printre alte la o substanță care se numește diclorometan. Studiile recente au descoperit o legătură între folosirea triacetatului la fabricarea unor haine și decesul unor muncitori din fabrici, pentru că ei au fost expuși mult mai mult la aceste substanțe. Așadar, pentru ca să avem o îmbrăcăminte sănătoasă, e nevoie să evităm îmbrăcămintea din material sintetic. Cel puțin Articolele de îmbrăcăminte ce vin în contact direct cu pielea trebuie să fie din material natural și nu sintetic. Acum, o altă problemă a articolelor de îmbrăcăminte pe care le putem folosi este conținutul foarte mare de substanțe toxice. Cu cât a Îmbrăcămintea este mai colorată, cu atât ea poate să conțină mai multe substanțe toxice. Sau dacă are anumite caracteristici speciale, de exemplu nu se șifonează, iarăși conține uh, substanțe toxice. Mai bine să folosim... Um, Călcatul, să folosim mașina de călcat, fierul de călcat și să pierdem un pic de timp, dar să fie un material natural decât tot felul de materiale din acestea sintetice care au efecte nedorite asupra sănătății noastre. Efectele acestea se pot cumula la nivelul pielii. Și pot afecta în timp ficatul, rinichii și oasele. Și, de asemenea, cresc riscul de cancer. De regulă, e bine să nu alegem articole de îmbrăcăminte care sunt foarte, foarte colorate pentru că au o doză mai mare de substanțe toxice. Câteva avantaje ale hainelor din materiale naturale ar fi acestea sunt mai rezistente în timp. absorb umezeala, sunt hipoalergene, de regulă sunt hipoalergene, lasă pielea să respire, protejează, reglează temperatura corpului. Când vorbim de materiale naturale, spunem bumbac, mătase, in, cânepă, lână, cașmir. Materiale naturale colorate foarte puțin ne va scuti de foarte multe probleme de sănătate, în special iritații ale pielii și afecțiuni respiratorii. De asemenea, este indicat să spălăm hainele imediat după ce le-am cumpărat pentru a elimina excesul de substanțe folosite la colorarea, colorarea chimică. Mătasea, de exemplu, este considerată cea mai, cel mai hipoalergenic material datorită, datorită conținutului natural de proteine. Mătasea absoarbe repede umeziala, reglează temperatura corpului și are rezistență ridicată. În plus, este și foarte plăcută la atingere și ușoară de purtat. Alegem mătasea, în special atunci când este cald afară sau la interior, pentru că lasă pielea să respire și ne simțim bine. De asemenea, cânepa, cânepa are o durată lungă în timp, este poroasă, permite pielii să respire, deci asta este un lucru foarte important ca pielea să poată respira. Dacă pielea nu poate să respire, atunci la nivelul respectiv se dezvoltă bacterii și apar infecții. Bumbacul de asemenea și este bine să alegem bumbac organic pentru că celălalt este prelucrat cu tot felul de substanțe chimice. Bumbac organic este cel mai bun ca și material de ales. Este rezistent în timp, este plăcut la piele, este hipoalergenic și este considerat materialul cu cel mai mic risc de infecții respiratorii. Momentan este ales în prezent pe, la, în îmbrăcămintea copiilor, mai ales la copiii mici și este foarte bine să alegem. De asemenea, un alt material foarte bun este inul, în special atunci când este cald, pentru că inul, iarăși, este plăcut la atingere, este rezistent în timp și lasă pielea să respire, are proprietăți hipoalergenice, antibacteriane, antibacteriane, antistatice și reglează eficient temperatura corpului. Putem să alegem aceste tipuri de, Materiale naturale pentru îmbrăcămintea noastră, pentru ca astfel să rămânem sau să, să fim sănătoși. Recapitulând informațiile pe care le-am descoperit în seara aceasta, putem să spunem că ne îmbrăcăm sănătos atunci când purtăm haine potrivite cu temperatura și cu activitatea fizică sau psihică. Nu port haine strâmte, sunt suficient de largi, hainele acestea pentru o bună libertate de mișcare. Port haine din materiale naturale, cel puțin articole care vin în contact direct cu pielea. Da? Acele articole trebuie neapărat să fie uh, de, uh, ma din material natural. Tot ce vine în contact direct cu pielea să fie din material natural. Bumbac, mătase, hin și așa mai departe. Port haine curate, hainele trebuie să fie curate, și de asemenea port haine în care mă simt bine. Și, bineînțeles, port haine care îmi vin bine. Dacă ne gândim la bebeluși, ei vor să se simtă bine cum sunt îmbrăcați, cum, cum îi îmbracă mămica, dar ei vor să se simtă bine. Dacă mămica lor nu îi îmbracă adecvat cu temperatura, de exemplu, sau uh, nu suficient de largi încât ei să se miște în voie, atunci ei uh, o să se simtă incomod și o să plângă. Așa fac ei, pentru că la ei primează uh, acest lucru, să se simtă bine în hainele cu care sunt îmbrăcați. Din nefericire, odată cu trecerea timpului și cu creșterea, oamenii nu mai țin cont de lucrurile acestea și chiar uh, suportă suferințe da, prin purtarea de haine strâmte uh, și neadecvate, suportă suferințe uh, crâncene chiar, doar pentru că nu știu, să dea bine, să arate, abar n-am, nu știu de ce, nu se îmbracă suficient de gros, de exemplu, mai ales tineretul, când e frig afară, când bate vântul sau așa, îi vezi cu niște haine foarte subțiri, tremură din toate încheieturile, dar, nu știu, mândria că e tânăr și nu e un, un moș sau o babă, cum se zice, nu? o bătrână care stă cu cojocul pe ea, Cred că e cazul să lăsăm mândria aceasta la o parte, pentru că, indiferent de vârstă, suntem vulnerabili în fața temperaturilor scăzute și, dacă nu ne îmbrăcăm adecvat, atunci, în timp, apar probleme serioase de sănătate. Chiar dacă suntem tineri, nu este absolut nicio rușine să ne punem niște haine de calitate din materiale naturale, să ne punem niște ciorapi de lână groși, să ne punem un, un cojoc, ceva care să ne țină de cald, că la urma urmei asta trebuie să primeze, să organismul să fie protejat și nu neapărat că domnule să fie cum o, cum o vedea cineva, să arat bine sau mai știu eu cum. Aceasta trebuie să fie secundar. Este important să cadă bine o haină pe noi, să arătăm bine, bineînțeles, dar în primul rând să avem în vedere să fie niște haine de calitate, să fie sănătoase, să fie curate și celelalte aspecte. În concluzie, în toate privințele, îmbrăcămintea trebuie să fie sănătoasă, mai presus de toate lucrurile. Îmbrăcămintea trebuie să fie sănătoasă. Dumnezeu dorește ca noi să fim sănătoși, atât din punct de vedere trupesc cât și sufletesc. Și trebuie să fim împreună lucrători cu El pentru sănătatea sufletului și trupului deopotrivă. Ambele sunt susținute printr-o îmbrăcăminte sănătoasă. Ambele tipuri de sănătate, atât sănătatea trupească cât și sănătatea sufletească, sunt susținute de o îmbrăcăminte sănătoasă. În materie de îmbrăcăminte, nu are cum să nu apară discuții, comentarii, bârfe și așa mai departe, însă principal nu trebuie să primeze ce zice cu tare și cu tare despre îmbrăcămintea noastră. Da? Este foarte important să ne îmbrăcăm sănătos. Și mai puțin important ce zice X și Y despre mine, cum sunt îmbrăcat. Acei care doresc să vorbească vor vorbi chiar dacă nu le dăm ocazia să o facă despre cum suntem îmbrăcați. Vor vorbi oricum. Că na, fiecare are gusturile lui. Cum sunt a îmbrăcat aia sau ăla. Bă, ăla e moșneagă, ăla e nu știu cum. Indiferent că le dăm ocazia sau nu, oamenii vor vorbi. Însă eu... Nu mă aștept să fiu pe plac oricui, oricui, oricărui gust da? cu privire la îmbrăcăminte, însă cred că este de datoria mea să port haine durabile, de calitate, să mă îmbrac curat și îngrijit, după gustul meu, dacă acesta nu, intervine cu, nu intră în contradicție cu sfatul lui Dumnezeu. Acesta vă, aceasta vă sfătuiesc și eu să faceți voi, să vă îmbrăcați după gustul vostru, să vă îmbrăcați curat, îngrijit, cu haine durabile, cu haine de calitate, sănătoase și fără să contravină cu învățăturile Cuvântului Lui Dumnezeu, iar ce spune unul și altul e problema lui. Vă mulțumesc că ați urmărit acest material. Cred că v-a fost de folos și data viitoare când veți merge la dulapul cu haine sau la magazin să vă cumpărați un articol de îmbrăcăminte, să vă amintiți de ceea ce am discutat în seara aceasta și să vă alegeți niște haine sănătoase pentru că de asta depinde sănătatea trupului și a sufletului. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenția acordată. Vă doresc o seară liniștită, binecuvântată și îmbrăcați-vă sănătos. De asemenea, vreau să vă anunț că joia viitoare, la aceeași oră, va fi o nouă prezentare. Să fiți cu toții prezenți la ora 20 și să urmăriți materialele care sunt prezentate aici. Înainte de a ne despărți, vom mai asculta o cântare. Cântarea se intitulează Zi de zi, eu te chem. O seară frumoasă și noapte bună!